Dragi prieteni, suntem din nou pe canalul Papi de la Straia, aici împreună cu Alin. Ne-a luat un mel din ăsta, ia uita. Mamă, ce e aici? Mamă, eu vreau de acolo, de jos. Mamă. Tocătură din aia. Vai de mine, vai de mine. Bravo, patroană. Bravo, mamă, ce avem aici? Patroana Potinel. Nandarapa. Mamă, mă luă căldura, nu mai pot de la foc. Unde-i vinul ăla? Marița mi-a dat capul cu florile astăzi. Mi-a stricat trandafirul. Marița, mâncăm și noi bem acum. Mai uită Marița acum, gata. Wow, wow. Ce e aici, frate? Aburescu. Băi, Bir, cheamă mă pe doamna Stella. Cheamă mă la miel. A plecat cu Leo. A plecat? Da. A plecat. Acum miros și fum. Stau lângă Alin, n-am ce să-i fac. Cu ce să începa? Bir, ia-ți-o. Mamă, ce am aici? Ușor, patroană. Praline, îți place? Mujdei, mă. Mujdei, tot aici, avem tot. Mamă, ce avem aici? Vai de mine. Ursul, toți, chemați-vă și pe alți. Aline, să ai poftă. Nu era cum s-ar pus să te înțelegem. M-am dus de două. Era, du-te-mă la... Dacă nu vin, poți să nu pot să iau. La anta, așa de pâine. Mamă, ce vin avem aici, mamă, Aline. De-abia știu să-mi pui un par de vin. Bă, ursul, unde e? De tine, părătrea. Mie-mi plăcut aici murele astea. Avem și ficat, avem... Da, Aline. Ce e aici, frate? Ciobănie, așa se numește asta. Aici trebuia să fim undeva la lac, la apă curgătoare, să bem bere, vinul ăla, să avem timp, nu așa. Și acum avem timp până la 12 noaptea. Merită toți bani. Da. Hai, noroc, să bea și un pahar de vin cu noul bucătar. Hai, Doamne, noroc. O gură. Marine nouă. Nouă bucătar. Mamă, ce vin. Mamă, cum e. Patroana trebuie să bea o gură de vin de ăsta. Nu beau, nu beau. Acum, după mel. Nu beau. Nu vreau. Mi-a bine beau. Nu, de un era. Nu era. Nu vreau, nu vreau. Se pasează paharul ăla. Mamă, cum e vinul și melul. Mamă, ce am aici, prieteni. Cuțunița, îți place cum am făcut eu melul la ceaun? Da, mai bun ca bucătarul tău, nu? Foarte bun, foarte bun. Mai bun ca bucătarul. Mamă, aude bucătarul, îi dau editare acum. Îi dau editare direct, să vadă vlogul. Marine, de ce vrei să fii bucătarul? Rașa, rașa, a? Dau. Da, da. Ia zi, Marine, să trec aici. Doamne, să trec în partea asta, să te filmez față în față. Mâncai, mulțumesc. Ce să zic? Doamne ajută, îți mulțumim. Ne-ai făcut o poftă mare. Hai, noroc. Am băgat, noroc, frate, domnule. Mulțumim pentru masă. Merge vinul ăsta sec cu mielul ăsta. Asta e, patroană. Da, aia n-avem voie, toate n-avem voie. La toate n-avem voie. Acum Leo când vede, n-am ce să fac. Eu și așa n-avea voie să mănâncă. Da, e mai bine că nu e acasă. Nu, e mai bine, nu mănâncă. E mai bine, pentru el nu era bun asta. Așa cum tată după operație. Am mâncat oaie și de aia am îmbolnăvit tată după operație. Da. Iată cum e bine. N-am ținut. N-ai ținut regim. Da.
Mă mai știu că ai fi nebunia, du-te acasă cu tolanul, stă după mine, stă degeaba ce e după mine. Mă, femeie, mi-ai dat capul cu trandafirii, mi-ai dat capul. Ai, mâine să nu mai vine ce e după mine. Auzi, ce bată? Păi cum să nu mai veni banii? Ce spuneți atât de mine? Bă, mi-a dat capul cu trandafirii, n-ai văzut vlogul? Nu. Să-ți uiți la mine, doar ce m-am pus. Vrea judecată țigănească, vrea să se despartă de mine. Păi învățată de la domnul președinte, Tarzan. De la Tarzan, da. Țigălare pe modă, dar ei nu știe că moda da legea în favoarea noastră. Modă ține cu noi. Și nu câștigi la Mariță, eu zic să vii acasă mai bine. Că dacă ne despărțim, după aia zici că eu sunt de vină. Eu știu cum vorbește această femeie. Oameni buni, uitați-vă cum vorbește această femeie. Băi, pape, am băgat. Băi, eu am băgat, am mâncat cu usturoi. Mă, n-am. Bea, mă, vinul, lasă pastilele, că merge. Pastilele? Da, am băgat fără apă, așa, direct. Ca să nu vă facă rău, mi-a băgat vin după el. Mamă, dar poftă, Alina. Ia Dumnezeu sănătatea, dar de pomară pe mâine să mănânc dacă nu băgeam. Și bine că n-ai intrat poftă. Băi, da, mai încearcă, da. Nu trebuie să te grăbești așa. Ia uite-mă, Miha, mănâncă un cărmă. Nu spune, nu-i place carnea de mel. Lasă că s-o obinuiește, ai fac eu bucata odată. Fa la grătar, că geni nu miroasă. Fac un personal, de acum pleacă cu tine la Viteș să-ți facă mâncare. Da, fac mel la grătar. Fac mel la grătar, mi-a era de nici nu mai miroasă. Iau doar mușchiul ăla, pulpa, și spring și nici nu știi că e bel. Sau ai. Hai să vezi tu, mănânci fără să știi. Și glucumnatul meu, ce nu ți-am făcut așa? Și nici ăla nu mănâncă, Caronin. Că dacă nu mergi cu ei, mănâncă. Mănâncă, și da. Și le place. Și le place. Și nu simți așa un cap. N-ai cum. Nu, sunt și care nu miroase. Sunt care nu miroase și fac eu fără miros. Așa, nu mai vorbim. Ce fac că mi-au furat ăștia în gândit la telefon? Lasă că nu, doar după aia. Puțin. Aline, dieta ca trebuie că mă motiv să voi fac. Mi-au furat încărcătorul la telefon, patroană. Ce să mai zic că luar toate că n-am de unde să cumpăr. Deci, dragi prieteni, am mâncat tocană de mel, ceaun de mel, avem aici de toate. Asta cu tocană? TikTok-ul de mel. Acum încarcă, stai. Da, avem aici vinul ăsta adus de Alin de la București, care l-a primit cadou. Aline, de unde ai acest vin bun așa? Vinul. Vinul l-am primit de la domnul Radu, de la Sinaia, ia uite. A, domnul Radu, da, am auzit de el. Ultimul tip de vin adus din Franța. Ei, din Franța. Ne-a ținut la spital cu toate mâncările de mâncare. Da. Toate modele de mâncare. Mâncare, băutură, ce nu ne-a dat om? Tot timpul. Mereu. Foarte bun vinul, domnul Radu, mulțumim pe calea asta. Foarte. S-a potrivit cu vinul, cu melul. Oh!